Ce se ascunde sub pământul nostru? Băieți și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte interesantă la mine pe canal. Ei bine, fraților, am găsit un nou videoclip pe YouTube românesc și mi s-a părut destul de interesant și am zis să vi-l arăt și vouă. Fiți atenți, fraților, cum se numește videoclipul ăsta. Fiți atenți. O planetă străveche ascunsă în interiorul pământului de 4 miliarde de ani. Deci videoclipul ăsta voi susține că în interiorul pământului nostru, adică sub noi practic, se află o altă planetă. Nu știu dacă să cred chestia asta sau nu. Să urmează să ne uităm la clipul ăsta și să vedem dacă ne conving sau nu că e adevărat, gen, e adevărată chestia asta sau nu. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul și hai să vedem dacă într-adevăr o planetă străveche se ascunde în interiorul pământului de 4 miliarde de ani. Let's go! Decolezi de pe pământ și te plasezi cu nava spațială undeva în apropierea lunii. Acum ok, la aproape 380.000 de kilometri distanță de planeta ta. Asta înseamnă aproape 100 de lățimi ale Statelor Unite. Scoți un ciocan uriaș și o daltă enormă folosind brațele robotizate ale navei spațiale. Așezi dalta la polul nord al pământului. Boy, și halo, capul acesteia cu ciocanul. Mamă, wow! Precum o coajă de ou și vezi o altă planetă. O altă planetă? What? Este Theia și se ascunde în interiorul planetei noastre ca gălbenușul într-un ou. Bro, what? Voi știați de Theia? Bă, dacă stau să mă gândesc, parcă am auzit de Theia. Gen, nu știu, nu sunt sigur, dar parcă am auzit Theia undeva, nu sunt sigur. Trebuie să te întorci în timp cu 4,5 miliarde de ani pentru a afla cum a ajuns acolo. Ok. Această frumoasă nebuloasă va deveni în curând sistemul nostru solar. Praful colorat și diverse resturi spațiale se apropie încet spre centrul comun. În curând, acest puzzle de resturi va deveni prea greu și prea dens. Temperatura din interiorul gigantului crește. În curând, okay, aceasta ajunge atât de ridicată încât declanșează o reacție nucleară în lanț. Încă o secundă și... poc! Se produce o explozie atât de puternică încât undele de șoc călătoresc departe în spațiul întunecat. Ok, deci acum ne explică cum a ajuns să fie acolo. Hai să vedem ce s-a întâmplat înainte. Iar strălucirea orbitoare a acestei explozii poate fi văzută din cealaltă parte a galaxiei Calea Lactee. Când praful se mai risipește puțin, se poate vedea o lumină puternică ce încă strălucește chiar în centrul exploziei. Ok. Această stea nou născută este Soarele. Ea cântărește cât 333.000 de planete Pământ. Dacă Soarele ar fi o găleată, ar fi nevoie de 1,3 milioane de planete ca Pământul nostru pentru a o umple. Mamă, boys, deci voi vedeți, gen, acum ne arată care-i treaba, gen, cum s-a format galaxia noastră. Un obiect mic acolo, la 150 de milioane de kilometri distanță de Soare, îți trezește interesul. Această grămadă de roci și lavă fierbinte este Pământul. În acest moment, planeta este ocupată cu formarea nucleului său, în timp ce oceanele de lavă se răcesc treptat. Dar, la câteva zeci de milioane de ani după nașterea Soarelui, observi un obiect ciudat care se îndreaptă spre Pământ. Este Theia. Această mică planetă s-a născut cam în același timp cu... Bro, adică e un asteroid? Sau care-i treaba? Pământul. Iar acum ea urmează o traiectorie spiralată uluitoare cu o viteză enormă. Oamenii de știință cred că Theia era un fel de minge cu care se jucau Jupiter și Venus. Venus o trăgea pe Theia într-o direcție, apoi fratele mai mare Jupiter o trăgea înapoi. Dar Soarele reprezintă 99,8% din întregul sistem solar. De aceea, steaua își stabilește propriile reguli. Face ca Theia să se deplaseze pe aproape aceeași orbită ca și Pământul. Ok. Așa că, în mod inevitabil, se apropie din ce în ce mai mult unul de celălalt, până când devin vecini. Vedem că Theia e de mărimea planetei Marte și are lățimea Oceanului Atlantic, de la... Bro, așa era înainte. New York până în Portugalia. O coliziune nu poate fi evitată. Theia se deplasează spre Pământ... Bro, deși e un de ăsta care a intrat în Pământ, ia să vedem. 14.500 de kilometri pe oră. Asta înseamnă de 11 ori mai repede decât viteza sunetului. Dacă planeta mai mică se izbește de Pământ la un anumit unghi, cel mai probabil Pământul va fi sfâșiat, la fel ca și Theia însăși. Coliziunea va provoca o explozie uriașă, vizibilă pe alte planete chiar și într-o zi luminoasă. Okay. Nu vor rămâne decât niște praf și resturi arzând. Chiar dacă Theia va atinge Pământul doar ușor, tot va disloca o bucată din planeta noastră de mărimea Australiei. Dar coliziunea cu Theia are loc la un unghi perfect de 45 de grade. Se lovește de Pământ cu o viteză uriașă. Explozia vaporizează literalmente cantități uriașe de rocă, iar unda de șoc trimite resturile rămase pe orbita Pământului. La locul impactului se formează un crater imens. În curând, acesta se umple cu lavă clocotitoare. Boys, deci fiți atenți, pentru că era la unghiul perfect,
Cred că a intrat efectiv în planeta noastră. Cred, nu sunt sigur. Ea și fragmentele de pământ ejectate încep să orbiteze în jurul planetei noastre. Ok. Conform unei versiuni, aceste fragmente formează două luni. La început, ele călătoresc împreună. Dar într-o zi se apropie prea mult una de cealaltă și se ciocnesc, formând un singur corp spațial mare. Cealaltă teorie susține că toate bucățile încep să fie trase de rămășițele lui Theia. Ceva timp mai târziu, ele formează luna așa cum o știm acum. În acel moment din trecut, însă, este doar rocă și lavă încinsă. Ok! Coliziunea la acest unghi înclină ușor planeta noastră și accelerează rotația. Din cauza lui Theia, avem anotimpuri diferite și 24 de ore într-o zi. Mamă! Pământul are plăci litosferice. Acestea sunt bucăți solide enorme care alcătuiesc crusta planetei noastre. Ok. După coliziunea cu Theia, acestea încep să se rupă și să se crape. Acest lucru determină carbonul, o componentă principală a tuturor formelor de viață cunoscute pe Pământ, să înceapă să se deplaseze pe toată planeta noastră. Mamă, pui, deci Theia asta chiar ne-a ajutat foarte, foarte mult, nu, gen? Astfel, Pământul are un fel de metabolism. După câteva sute de milioane de ani, primele ființe vii încep să apară pe planeta noastră. De-a lungul a aproape 4 miliarde de ani, organismele unicelulare simple au evoluat până la formele de viață pe care le vedem astăzi. Mamă. Potrivit oamenilor de știință, o astfel de coliziune este un eveniment foarte rar. Probabilitatea ca acolo, pe undeva, să existe o planetă ca noastră, care să fi supraviețuit aceleiași catastrofe, este extrem de mică. Acesta ar putea fi motivul pentru care nu am găsit încă urme ale altor civilizații în spațiu. Între timp, rămășițele lui Theia sunt încă aici pe Pământ. Bineînțeles, nu arată ca o întreagă planetă blocată în interiorul planetei noastre. Majoritatea fragmentelor s-au topit și s-au amestecat cu scoarța terestră. Dacă îndepărtăm stratul superior al planetei noastre, vom vedea două pete uriașe de lavă de mărimea unor continente întregi. Se află chiar sub Africa și Oceanul Pacific. Probabil okay. Că acestea sunt rămășițele lui Theia. Băi, fraților, băi, cât de tare! Nu s-au amestecat cu mantaua Pământului din cauza densităților diferite. E ca și cum ai amesteca apă și ulei într-un pahar. Uleiul va pluti întotdeauna deasupra apei și va crea un strat uniform deasupra ei. Dar dacă ai ridica aceste straturi de lavă la suprafață, ar fi de 100 de ori mai înalte decât muntele Everest. Alte rămășițe din Theia ar putea fi pe lună. Misiunile spațiale Apollo au adus înapoi multe mostre de sol pentru analiză. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că structura lunii este foarte asemănătoare cu cea a Pământului. Oamenii puteau fora adânc și lua probe de acolo, apoi analizau petele de pe Pământ. Dacă structura lor se potrivea, era o dovadă clară că Theia a lovit într-adevăr Pământul acum 4,5 miliarde de ani. Și așa am obținut Luna, dar deocamdată Theia rămâne oarecum misterioasă. Oamenii de știință nu sunt încă siguri dacă planeta exista cu adevărat. Ok, deci nu e 100% sigur, ok. Această idee se potrivește perfect cu modelul de creare a lunii. Dar, de fapt, este posibil că această coliziune incredibilă să nu fi avut loc niciodată. Acum că le... Băi, voi ce credeți, fraților? A avut loc sau nu? Dorește la 41 de ani lumină distanță de Pământ, până la planeta 55 Cancri E. Aceasta este de două ori mai mare decât Pământul și de 8 ori mai grea. Îți scoți din nou ciocanul uriaș și îl folosești pentru a lovi delta. Planeta se sparge și vezi că este un diamant uriaș. Temperatura de pe această planetă este de 10 de ori mai mare decât cea de pe Pământ, iar solul ei este bogat în carbon. Căldura exercită o presiune mare asupra acestui carbon. Structura sa se schimbă. Mai întâi se transformă în grafit. Încă puțină presiune, iar grafitul se transformă în diamant. Pe Pământ, diamantele se formează la adâncimi de peste 100 de kilometri, unde presiunea okay. este de 50.000 de ori mai mare decât... Ah, deci ne explică cum să luăm diamante de pe altă planetă. La suprafață, temperaturile de acolo se ridică la peste 1000 de grade, adică la fel de fierbinte ca focul. Diamantele sunt ejectate mai aproape de suprafață în erupțiile vulcanice. Cu toate acestea, oamenii trebuie să sape mine la o adâncime de aproape 500 de metri pentru a găsi aceste pietre frumoase. Diamantul Jubileul de Aur este cel mai mare diamant tăiat și fațetat de pe Pământ. Cântărește cât o tabletă de ciocolată și este de mărimea unui hamster. Prețul său este de aproximativ 12 milioane de dolari. Acum imaginează-ți un diamant de mărimea unei întregi planete! Te hotărăști să zbori înapoi în sistemul solar. Destinația ta este Europa, luna lui Jupiter. Este la fel de mare ca distanța dintre Seattle și Houston, iar masa sa este mai mică de 1% din masa Pământului. Suprafața sa este înconjurată de o crustă de gheață. Are o grosime de aproximativ 30 de kilometri. Dar ce s-ar întâmpla dacă ai sparge această crustă cu ciocanul tău uriaș? Wow, Europa este complet acoperită de apă! Este extrem de frig aici! De...
Mamă, băi, deci acum ne arată fiecare gen planete de astea care au ceva în ele. Mai fric decât la polul nord pe pământ. Apa se transformă în gheață aproape instantaneu, dar oceanul de sub suprafață este încă lichid. Europa interacționează cu Jupiter din punct de vedere gravitațional, la fel ca Luna cu Pământul. Acest lucru creează forțe de maree și încălzește miezul Europei. Miezul topește gheața din jurul său. Rezultatul este un ocean uriaș de 2-3 ori mai mare decât toate oceanele Pământului la un loc. Mamă. Oamenii de știință cred că apa este fundamentul vieții. Acest lucru ar putea chiar este. Viața ar putea exista pe Europa. Ar putea exista izvoare termale, la fel ca pe fundul oceanelor noastre. Acolo apa este probabil mult mai caldă. Și chiar dacă presiunea și temperatura în astfel de locuri sunt probabil extreme, bacteriile simple ar putea trăi acolo. Europa are aproape aceeași vârstă ca și Pământul. Acest lucru înseamnă că a fost suficient timp pentru ca organismele vii să apară și să evolueze. Mamă! Cine știe, poate că o civilizație avansată se dezvoltă deja sub această crustă de gheață. S-ar putea chiar să construiască orașe mari și să viseze la cucerirea spațiului chiar acum. Dar singurul lucru pe care oamenii îl pot face în acest moment este să trimită o sondă pe Europa și să afle dacă viața este posibilă acolo. Da, sau să ne rugăm să nu fie, știi ce zic, fraților? Băi, da, eu mă gândeam, fraților, băi, de când suntem noi mici am auzit că extraterestrii vor să ne cucerească. Băi, și dacă sunt de treabă, fraților, știi, și dacă aia se gândesc că și aia se gândesc la fel, hai să, nu știu cum îi zice, să nu cucerim sistemul solar, să fim prieteni cu alții, știi ce zic? E bine, băi și fete, cam atât am scris acest episod. Dacă v-am pus, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu un episod. Mie mi s-a părut un episod super, super interesant și chiar aș mai vrea să fac clipuri de genul.